Sala Ion Sutter din București a găzduit la finalul săptămânii trecute întrecerile campionatelor naționale de atletism pentru senior și tineret. Atleții de la Clubul Steaua București s-au aflat în prim planul competiției, reușind să cucerească 15 medalii, dintre care 3 de aur, 7 de argint și 5 de bronz. Startul a dat Daniela Stanciu, în vârstă de 33 de ani, sportiva pregătită de către Oana Pantelimon, și a trecut în palmares al 15-lea titlu național consecutiv. 15. Aproape câți ani fac acest sport și această probă. Este o cifră frumoasă și mă bucur că am rezistat până aici. Și 15 cu aur consecutiv. Mă bucur și sunt fericită. După o accidentare care l-a ținut departe de competiții un an de zile, Răzvan Grecu a pus capăt calvarului cu un argint la seniori și un aur la tineret în proba de triplu salt. Am luat concursul acesta ca pe un antrenament. Am vrut să fiu, cum am zis, cât mai relaxat și să mă păstrez cât mai mult pentru europenele care sunt la vară. Cum a fost pentru tine perioada aceasta de un an de zile când ai stat departe de sală și de pista de atletism? A fost greu, dureros, dar cel mai nasol a fost psihic. Psihic, m-a doborât complet. Dorin Rusu la 800 și 1500 de metri și Mihai Pâzlaru la 400 de metri au cucerit la rândul lor medalii de argint pentru Steaua și privesc cu încredere spre competițiile următoare. Dorin, cum te-ai simțit la prima ta competiție importantă din 2021? Am simțit foarte bine. Am abordat o cursă destul de ok. Nu pot să spun neapărat că sunt mulțumit pentru că am fost în prima serie, dar sunt destul de mulțumit pentru că știu că pot mai bine. A fost o zi excelent de bună, foarte frumos, un rezultat care dă speranțe pentru viitor. Urmărim în principal calificarea și obținerea unui rezultat foarte bun la campionatul european de la Torun din martie. Calificarea o avem de anul trecut, deci stăm liniștiți.